avut internet. Din păcate, o zi puțin cam tristă. A venit momentul să ne mutăm din acest apartament, pentru că ne-am găsit o nouă casă. Suntem puțin triști, dar și bucuroși din mai multe puncte de vedere. Nu o să le comentez aici. O să-mi lipsească această priveliște. O să-mi lipsească și priveliștea de pe balcon, unde puteam să admirăm avioanele. Aeroportul este foarte aproape de noi. Mergem să mai facem un tur, să ne luăm la revedere și mergem către noua casă. Mergem la piscină și la grătar. Două lucruri care vor lipsi foarte mult. Pa, grătar! Pa, piscină! Pa, sală de sport! Pentru că sunt singur, se pare că o să am o problemă. În asfalt sunt montați niște senzori care detectează atunci când un obiect cu masă mare este prezent. Eu nu am o masă mare, dar bine că avem o mașină, nu aș putea să declanșez acest senzor, așa că aș fi stat mult și bine la semafor, lucru care mi se întâmplă și cu motor. Dar mulțumim băiatului ăstuia care sper că nu face stânga. Ah, nu face stânga. Să mergem. Am ajuns în noul cartier rezidențial. Foarte aproape, doar la 5 minute distanță cu bicicleta. 20 dacă mergi pe jos. Am încheiat citatul. Sunt fericitul posesor al unei inundații. Da? M-au izolat aici băieții într-un mod extraordinar de plăcut. E ca la carte. Mi-au lăsat și niște ventilatoare care ar trebui să usuce aici clădirea, cărei structură este din lemn și să nu cadă pe noi. Ventilatoarele sunt momentan oprite. Dacă le pornesc, nu cred că se mai poate sta aici, dar ei se așteaptă ca ei să pot sta aici. Lăsăm inundația acasă și mergem să ne plimbăm. Zgomotul ăsta m-a nebunit total. Am venit din nou în mijlocul pustietății ca să filmez cu drona. Pare că nu mai sunt vulturi, dar e posibil să avem o surpriză. De asemenea, de fiecare dată când nu îmi iau genunchierele, deși cred că e o idee bună și oarecum o să mă răcorez mai bine, de fiecare dată mă înșel și căldura de la motor, practic, e ca un cuptor. Să dăm drumul la dron.
sună foarte frumos, pentru câteva momente chiar am uitat de problemele pe care le am acasă cu inundația. Plimbarea de astăzi a meritat, sper că v-a plăcut și vouă imaginile și ne vedem mai târziu.